Bună și bine ați revenit la mine pe canal, dar tot timpul o să mă vedeți cu păr prins, nu știu de când nu mi-a crescut părul, tot vreau să-l țin într-o coadă, nu știu de ce mă enervează dacă l-am pe umeri. Despre ce vom vorbi în clipul de astăzi? Vom vorbi despre primul volum dintr-o serie. Seria se cheamă, stați că vă spun așa că am uitat, The Curvy Girls Club. Este o serie în limba engleză. Nu știu dacă sunt traduse la noi, dar nu cred că sunt traduse. S-ar putea să le găsiți și în format fizic. Dacă vă uitați pe Book Depository, cred că le veți găsi și în format fizic. Sau pe Amazon. Nu știu, trebuie să caut să văd, dar nu știu dacă sunt. Nu-i asta să văd dacă sunt. Chiar scurtează să văd dacă sunt pe Book Depository. La mine Book Depository e pe... Gen e primul pe listă. Imediat vă spun. Da, nu, le veți găsi, cred că numai pe... Nu mi-apare aici, deci înseamnă că le veți găsi numai pe Kindle. Această carte are 444 de pagini. Eu i-am dat 4 steluțe și i-am dat 4 steluțe doar pentru poveste, să-i spun așa. Și acum... Hai să vă introduc un pic în această serie, ca să spun. Da, am citit 3 cărți, a patra n-am terminat-o. Deja v-am zis în clip, am să vă las link-ul pe aici pe undeva. A patra vom discuta despre ea în noiembrie. Da, sunt 9 cărți în total. 9. Și Luna se joacă jos cu o minge, dacă auziți ceva bum, 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 e Luna care se joacă. Da. Eu trebuie să filmez, ea trebuie să joace și chestii de gen. În cărțile astea, în seria asta de cărți, este vorba despre niște fete, mai plinuțe, mai grăsuțe, de-aia și se cheamă The Curvy Girl Can Date or Won't Date sau chestii de genul. Curvy Girl înseamnă o fată mai plinuță. Și autoarea vrea să iasă un pic din stereotipul de trebuie toate să fie slabe, trase prin inel și chestii de genul. Și hai să discutăm despre prima carte, Curvy Girl Can Date a Quarterback. Este vorba despre povestea lui Rory și povestea lui Beckett, ceva de genul. Care este faza? Ea este o fată mai plinuță, o fată mai grăsuță, care este dramatizată, să spun așa, și bullied la școală, cum se întâmplă de obicei pentru cei care sunt mai plinuți, să imediat se face mișto și se ia lumea de ei. Pentru că asta este societatea din zilele de azi și asta mă enervează, dacă ești un pic mai plinuț, dacă ești un pic mai grăsuț, gata, nu mai ești... Luna. Nu mai ești în standarde. A venit și s-a pus aici sub, după ce a făcut prostii. Da. Mulțumită? Da? Happy? What did you do there? Go search. Go search for your ball. Go, go. Așa, să revenim. Cum spuneam, da, în zilele de astăzi, dacă ești mai plinuță, dacă ești mai grăsuță, nu contează că ești femeie, că ești bărbat, că ce ai fi, ești scoasă din tipare, pentru că aparent tiparele și standardele size 0 din America și small, size small și extra small din Europa. Ceea ce, sincer, nu știu cum să vă zic, dar mie nu-mi pasă dacă cineva zice că-s mai grasă sau nu. Știți care e vorba mea pentru toți cei care mănâncă rahat de genul? N-am mâncat pe banii tăi? Nu am consumat nimic pe banii tăi? Ce mănânc, mănânc pe banii mei și pe curul meu. Da, dacă vreți să, să nu mai aveți bullies dintre ăștia pe lângă voi. Și cu asta le închideți gura. Așa, acum să revenim la poveste pentru că deja am vorbit 4 minute degeaba. Rory este o tipă care are niște probleme de asta de... nu neapărat că are niște probleme, ea se duce la medic și... Medicul îi detectează că are niște boli, PCOS, nu știu cum naiba se cheamă la noi în română, și la fel suferă și de niște tulburări sau ceva de gen. În fine, și din cauza asta ea este mai plinuță.
maică-sa este genul ăla de persoană care nu ar trebui să mănânci numai legume, fructe fierte și totul fiert ca să slăbești, doar că asta este chestia când ai anumite probleme sau, de exemplu, uitați cum e cu glanda tiroidă. De exemplu, la glanda tiroidă poți să te îngrași sau poți să slăbești foarte mult, dacă o ai. În fine, alte discuții. Maică-sa e genul care o influențează să mănânce cât mai sănătos, cât mai așa, îi pune și ea pe ascuns, mai mănâncă și alte lucruri, pentru că e tânără, pentru că vrea să mănânce ciocolată și chestii de gen. Și la școală intră în discuții cu una dintre fetele alea, siluetă, trasă prin inel și toată țiplă și de obicei așa. Da. Dacă v-ați uitat la filme americane, la Mean Girl, de exemplu, cred că știți despre ce vorbesc. Și îi spune că ea cumva ajunge la un pariu cu dânsa, tipa îi spune că dacă reușești să-l faci pe Beck, o să-i zicem așa, Becky, hai să zicem Becky, dacă o să-l faci pe Becky să te ia la homecoming, la balul ăla care l-au ei la final de școală, ca să zic așa, să te ia pe tine la balul acela, eu nu voi veni la bal sau ceva de genul, sau eu nu mă mai voi lega de tine și de prietenele tale. Dar dacă el nu te invită la bal până atunci, eu voi merge eu cu el. Și tu va trebui să faci nu mai știu ce, nu mai țin minte. Și de aici începe povestea dintre ea și Becky. Ea se întâlnește cu acesta la spital prima oară, pentru că maica s-a pus să se ducă să-și facă un control ginecologic și să se apuce să ia anticoncepționale, deși nu tot timpul au un efect ok asupra corpului. Anticoncepționalele? Asupra corpului femeiesc, că bărbații n-au așa ceva. Și acolo se întâlnește cu dânsul, dar nu vorbesc, în sensul că ea se gândea și credea că ăsta nu o cunoaște și nu știe cine e. Și din discuții în discuții, ea cu prietenele ei vorbeau și spuneau de dânsul și nu mai știu exact cum s-au întâlnit, dar parcă ea i-a scris lui sau ceva de genul, nu știu, nu mai țin minte exact povestea, vă dați seama, ci tot mai vinde de o lună în urmă. Ideea care este că până la urmă ajunge să vorbească cu dânsul și acesta începe să o cunoască, să-i spunem așa, mai bine și să-i dezvelească foliile din jurul ei și să-și dea seama că ea nu este exact acea fată proastă care nu știe nimica și care nu știe ce-i cu dânsa. Ea am impresia că și picta foarte frumos și asta era unul dintre acele lucruri care l-a atras pe dânsul față de ea. Între timp se mai întâmplă niște lucruri și ei doi se ceartă, iar ea se îndepărtează cum ar veni și de prietenele ei și de toată lumea. Maică-sa îi face o figură la școală care, deci citeam și eram, Doamne, cred că tu să fii maică-mea, cred că te-aș lua de cap, cred că să-mi faci așa ceva. Bine, cu ghilimele de rigoare. Gen, maică-sa era o directoare a școlii, ca să zic așa, și a implementat un program de ăsta de mâncat, că ăștia în America au și cantină la școală, de mâncat sănătos, și a scris-o pe listă fără să-i spună ei și na, ea s-a dus a doua zi la școală să-și ia de mâncare la prânz atunci când mănâncă ei și aia care îi punea mâncare, i-a luat mâncare din față și i-a pus niște legume fierte și asta era bun, dar ce se întâmplă, care e faza, de ce face așa ceva? De ce? Eu mi-am vrut altă mâncare și nu, că n-am, că știi că ești pe lista asta trecută și nu putem să-ți dăm mâncarea asta, trebuie să-ți dăm mâncarea asta. Și a venit acasă, se certa cu maică-sa, maică-sa se certa cu taică-sa și uite așa iarăși i-a dat peste cap ei viața, ca să spun așa. Între timp ajunge să se reîmpace cu tipul ăsta, doar că e așa... Da, nu știu dacă vor funcționa lucrurile între noi.
Și cam asta e tot ce vreau să vă zic de povestea asta. Este foarte frumoasă, dar este foarte frumoasă și din punctul de vedere că este scrisă, cum să vă zic, nu e acea poveste standard, vai, s-a dus cu prințul și a venit cu prințul. Nu, este vorba și de partea interioară ei care este descrisă acolo și ce simte dânsa când toată lumea o forțează să facă așa sau când lumea îi spune că e grasă sau chestii de genul. Și veți vedea că în următoarele două, același lucru se va întâmpla și cu celelalte două personaje. Dar da, cam asta este tot despre video ăsta ce am vrut să vă spun. Noi ne auzim data viitoare cu o altă carte sau cu un alt videoclip. V-am pupat! Pa, pa!